A fost nevoie de intervenția elicopterului Smurd în urma unui accident grav de circulație produs ieri după amiază la Românești pe DN1 la o distanță de aproximativ 300 de metri de zona în care ieri dimineață un bărbat de 31 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp. Nepotul fostului primar din Bărcănești tocmai se urcase în mașină și urma să plece. Nu a mai apucat, întrucât a fost lovit de un autoturism scăpat de sub control. Din primele cercetări se pare că șoferul unui autoturism care se deplasa pe DN1 pe sensul de deplasare Ploiești către București nu ar fi adaptat viteza de deplasare în sector de drum în curbă. A intrat în coliziune cu un autoturism care se afla staționat pe acostamentul aferent sensului de deplasare Ploiești-București. Impactul a fost extrem de puternic. Victima a fost proiectată de pe scaunul șoferului pe bancheta din spate. Răspunde la întrebări, este conștient, dar să n-aibă ceva pe la coloană. Victima, în vârstă de 40 de ani, a fost transportată cu elicopterul Smurd la un spital din capitală. În această cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.